De când ai mai făcut ceva ce ți-a zis altcineva? Și cât e de important pentru tine să faci numai ce vrei tu? Dar eu fac întotdeauna. E un mix. Să fii antreprenor înseamnă să ai niște idei să le pui în practică. Dar în același timp, cine nu e antreprenor se gândește că vai, te duci și faci, toată lumea face ca tine. Nu e așa. Te duci și te întâlnești cu o echipă, pentru că trebuie să ai o echipă, și vin și spun, dar nu e bună ideea aia. Și nu trebuie să fii hitlerică, da? Și trebuie să-i asculți. De multe ori au dreptate și atunci te mulezi și faci ca ei. Trebuie să ai mereu argumente. Trebuie tot timpul să fii pregătit să vorbești cu celălalt, să-i motivezi. Nu poți tot timpul să comanzi. Eu n-aș face nimic dacă aș avea o armată de roboți în redacție să le spun, tu scrie aia, tu faci aia, abordarea e cealaltă. Pentru că le tai elanul, ceea ce s-a întâmplat de fapt în presă, a fost că făceai un interviu, te duceai încântat, îl scriai și ți se tăia titlul și apoi scoteau informațiile și rămânea o porcărie de care te gândeai, Doamne, n-am scris așa ceva. N-am vrut să fac chestia asta. Fac într-adevăr ce-mi place, dar țin cont foarte mult de părerile celor din redacție și am o serie de oameni cu care mă sfătuiesc. Care îmi spun anumite lucruri, nu sunt de acord cu ei, mă gândesc însă. Mă gândesc și de cele mai multe ori alege așa o cale de mijloc. Există însă multe idei în care am crezut, de la care nu am renunțat și am avut noroc cu ele, am un instinct bun. Ai avut, mă, fiecare om ajunge așa la un moment dat să se întâlnească cu un om, doi, care cumva îl schimbă așa, îl trimite pe altă cale, pe cea bună. Ai avut niște întâlniri de alea să zici, bă, uite, oamenii ăștia mi-au schimbat viața într-un fel sau altul? Am avut, m-am mai întrebat de-a lungul timpului în interviuri dacă am anumite modele. Nu am niște modele, e toată lumea dezamăgită. Cum? N-ai niciun model? Nu am niciun model. Nu cred că se mai potrivesc astăzi anumite modele. Dar am avut întâlniri cu oameni care m-au făcut să cred sau să văd altfel lucrurile, altfel decât le vedeam eu. Și pentru că au știut să o spună într-un context. Au știut să-mi dea un exemplu la un anumit moment. Pentru că afli de multe ori detalii sau povești sau un sfat. Dar dacă tu nu ești acolo cu mintea să-l asculți, dacă tu nu asculți ce a zis omul ăla, degeaba. Și trebuie, ai nevoie de context. Am avut întâlniri cu niște oameni la care de la mulți nu te aștepți. Dar e foarte important altceva. Să înveți de la oricine ceva. Din orice experiență, să rămâi cu ceva. Să nu te duci pur și simplu la o întâlnire că tu știi mai bine, că tu faci mai bine. Nu mă mai adresez la funcția ta oficială, ci la colega blogăriță. Care e faza cu blogul? Adică tu oricum aveai revista la care scriai, aveai o câmpie în care să te exprimi, ca să zic așa, și ai vrut totul să-ți faci blog. De ce? Spune-ne, pentru că așteptăm. Când ai o revistă și scrii editorial, o spui de pe un ton, de pe o anumită poziție și întotdeauna îmi scriau CEO, oameni foarte suspuși, cu aprecieri. Nu primeam reacții, eu am o altă părere sau... Este foarte elegant totul, discursul, relația pe care o ai cu oamenii de afaceri, cu cei cu care colaborezi. Prin intermediul unui blog pot să spun lucruri în care eu cred. Pot să fiu așa cum sunt de fapt în realitate, dar așa cum în revistă nu pot să mă oglindesc. Și pot să arăt acele povești, acele experiențe și să arăt acei oameni pe care îi întâlnești, îi vezi, dar într-un interviu nu poți să scrii despre ei totuși. Și mi-a plăcut foarte mult că prin blog pot să am această abordare personală. Eu scriu cum am întâlnit, ce s-a întâmplat, ce mi-a plăcut. Și am observat un lucru foarte, foarte important. Aceiași oameni cu care vorbeam la un anumit nivel vin și îmi spun, da, am citit și mi-a plăcut foarte... Adică, deodată, abordarea este prietenoasă. Noi avem o rubrică în prea frumoasă emisiune, se intitulează Cât de departe te duci o carte, căci eu, așa cum și tu, blogger cu scritura, cu prieten al printului într-o oarecare măsură, mă, eu citesc foarte, foarte mult și de-aia invităm invitații să ne recomande o carte, două, pe care să o recomandăm și noi mai departe. O să vă recomand ceva care este foarte aproape de mine astăzi. Există un specialist în tehnici de supraviețuire.
Bear Grylls este o vedetă de la Discovery Channel. Un nemun care supraviețuiește în condițiile astea incredibil de rele și care a scris o carte despre cum să supraviețuiești în sălbăticie. Ne-a plăcut foarte mult ideea și, pornind la cartea asta, noi am făcut în revistă abordarea antreprenoriatului ca pe o supraviețuire în sălbăticie. Antreprenoriatul în România este o aventură, este un chin. Să fii antreprenor în România astăzi, trebuie să fii nebun, exact ca acel om. Și pornind la aceste tehnici, tactici de supraviețuire, o carte pe care o recomand să o citiți, o să vă placă. Fiecare înțelege din ea ce vrea. Asta e partea frumoasă. Am făcut această abordare a antreprenoriatului. N-am vrut să venim din nou cu o idee, antreprenorii sunt vai de capul lor, supraviețuie și le e greu. Nu, am vrut să arătăm că, indiferent de condiții, te descurci. Și uite, există niște pași. Și am pornit la cartea asta. Colega, eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și nu pot altceva decât să-ți urez, de fapt să îmi urez, să ne citim reciproc avantajos și să mai scoateți încă vreo 3.000 de numere de acum încolo. Mulțumim frumos și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mâine, la Brandul Chinezu, vă aștept să salvăm ora 10 seara. Mi-ar plăcea enorm ca mult mai mulți oameni tineri, ca vârstă cel puțin, în raport cu mine, să facă mai mult pentru muzica lor decât o fac acum. Eu mă uit la desene animate toată ziua. Și dacă scriu pe Facebook mă uit la desene animate, automat se găsesc câțiva să mă întrebe: dar ce? Tu cum te informezi? Nu te informezi la televizor, să fim serioși. Dar cum poți să spui așa ceva? Nu mă uit. Pentru mine nu e important să mă uit undeva unde nu aflu ceva.